Salutare, oameni buni! Klaus aici și fără nicio întrucere, haideți să trecem direct la clip. Disclaimer. Instrumentele din acest tutorial nu sunt aceleași ca din piesa originală, însă sunt alese ca să semene cât se poate de bine. Crearea unei astfel de melodii durează câteva zile, poate săptămâni. Titlul este doar pentru amuzament. Avem o chitară destul de simplă peste care am pus delay și reverb. Peste care avem un sunet de la început, ca un fel de bop. Și cam asta este intro-ul. Mai avem un lead care sună cam așa, pe la strofe. 808-ul care e cam așa. Kick-ul care e cam așa. Avem hi-hats care sună cam așa. După cum v-ați imaginat, beat-urile celor de la 5 Gang sunt foarte simple, cam asta a ieșit. Beat, boy.